Fraților, cu trei ani în urmă am publicat un material despre cel mai influent mit al tuturor timpurilor, Adam și Eva, interpretările faimoase date acestuia și cum a ajuns el să ne influențeze cultura în care trăim. Cu ajutorul mitului primilor oameni am înțeles ce e bărbatul, ce e femeia, care e păcatul de care ne facem cu toții vinovați și care e scopul omului în viață, adică acela de a parcurge drumul necesar pentru a ne întoarce în rai. Destul de mult pentru un mit de o dimensiune așa de mică. Data trecută m-am bazat pe teoriile teologilor și filozofilor. Astăzi aș dori să vă ofer o interpretare ceva mai personală la care mă tot gândesc de un an încoace. Pornind de la asta și ajutându-mă de tot soiul de gânditori, o să încerc să răspund la o întrebare care m-a fascinat toată viața. Cine suntem? De ce ne-am născut? Și care e scopul nostru pe lumea asta? Înainte de a începe, dați-mi voie să vă spun că în luna octombrie și doar acum, Voxa are reduceri de până la 90% direct în aplicație. Voxa e cea mai mare aplicație în limba română de audiobook-uri și e book -uri. O aplicație care ar trebui să se potrivească perfect cu dorințele voastre din moment ce deja vă uitați la mine vorbind despre cărți și idei. Vox are 75.000 de titluri de audiobucuri, e bucuri presă, rezumate, meditații mindfulness și teatru radiofonic, la care ai acces nelimitat în baza unui abonament lunar. Chiar acum, ascult Nexus, de Yuval Noah Harari, o carte fascinantă despre care cel mai probabil voi discuta într-un clip separat Zayafet. Cartea vorbește despre evoluția informației, de la primele forme de comunicare în epoca de piatră până la provocările contemporane ale inteligenței artificiale și dezinformării. Hararii examinează cum informația a acționat ca o forță dublă de-a lungul istoriei, nu doar ca materie primă pentru adevăr, dar și ca o armă cu potențial distrugător, influențând atât crearea imperiilor, cât și distrugerea acestora. Nu uitați, doar în luna octombrie ai parte de reduceri de până la 90% la abonamentul lunar nelimitat. Mai multe informații în descriere. Adam și Eva Într-un fel, am putea spune că ne naștem cu toții într-o grădină a raiului. La fel ca Adam și Eva, înainte de a gusta din pomul cunoașterii, bebelușii nu sunt conștienți că sunt goi. Ei nu cunosc rușinea, ura, frica sau furia. În alte cuvinte, bebelușii au deja în ei idealul către care tindem cu toții. Cât timp sunt hrăniți și simt apropiere umană, trăiesc perfect împăcați cu ei, pe deplin mulțumiți, fericiți și satisfăcuți. Nu au nevoie de mare lucru să se simtă așa. O frunză, un băț, e suficient. Mai mult de atât, bebelușii par să știe cine sunt. Sunt perfect comozi în pielea lor și cu sentimentele lor, pe când noi, adulții, purtăm măști. Ne ajustăm constant personalitatea din dorința de a fi acceptați sau de a obține ceva. Suntem într-un fel la muncă, altfel în familie, altfel în fața unui polițist și altfel la o întâlnire romantică. Întrebarea e de ce purtăm atâtea măști și ce rost au. Scriitorul Robert Green explică foarte frumos asta în cartea sa Legile naturii umane. El spune că la început a fost emoția. Supraviețuirea primilor noștri strămoși depindea de comunicarea dintre ei, încă dinainte de apariția limbajului. Pentru a face asta, oamenii au dezvoltat emoții noi și complexe: bucurie, rușine, recunoștință, gelozie, ranchiună. Semnele acestor emoții puteau fi citite imediat pe chipurile lor, transmitându-le starea rapid și eficient. Au devenit extrem de receptivi la emoțiile celor din jur, pentru a crea o legătură și mai strânsă în cadrul grupului, susținând la oaltă bucurie sau mâhnire, sau pentru a rămâne uniți în fața primejdiilor. Și astăzi e la fel. Te bucuri automat când treci pe lângă un bar și vezi pe toți cum țopăie de fericire, chiar dacă nu știi la ce meci se uită. Te sperii când vezi oameni panicați fugind într-o direcție. Te întristezi când treci pe lângă un cortegiu funerar. Emoțiile sunt evident molipsitoare. Ne place să ne imaginăm că suntem ființe complet raționale, când de fapt suntem cu toții șocant de influențabili. Nu doar emoțiile celorlalți ne molipsesc, ci și ideile, valorile și regulile grupului. Dorința de a aparține e una dintre cele mai puternice nevoi omenești. Pentru a simți că facem parte din grup, ne comportăm în moduri acceptabile grupului. De la mic la mare, mai întâi ne dorim să fim acceptați de mamele și familiile noastre. Așa că ne supunem și ne mulăm pe dorințele și valorile familiei. Apoi ne găsim un grup de prieteni și ne construim o altă mască pentru acesta. Apoi o alta pentru comunitatea sau categoria socială din care facem parte. Apoi alta pentru țara în care ne-am născut, religia în care ne-am născut și tot așa, Pornim de la o puritate, de la împăcare și liniște și ne transformăm din dorința de a aparține și a fi acceptați. Din perspectiva asta, păcatul originar pare să fie gestul conștient sau inconștient de a ne ascunde adevărata natură de noi și de lume. Călugărul Vigo Johansen o explică în felul următor. Dacă acceptăm faptul că păcat înseamnă să-ți ratezi scopul, adică să înțelegi greșit, atunci conceptul de păcat originar este poate destul de precis. Moștenim neînțelegerile părinților. Nu înseamnă că ne naștem păcătoși, ci din potrivă, că natura noastră fără de vină devine rapid acoperită de neînțelegeri. În psihologia junghiană, tot ce am ascuns despre noi este așa numita zonă de umbră a psihicului uman. Și pentru a atinge pacea interioară, trebuie să avem curajul să privim în interiorul umbrelor noastre și să scoatem la lumină ce e acolo. Jung spunea că până nu ne facem inconștientul conștient, acesta ne va direcționa viața și îl vom numi soartă. Lucru cu umbra e procesul psihologic de dezgropare, de acceptare a tuturor trăsăturilor pe care le-am ascuns de noi și de societate. E o metodă lungă și anevoioasă de a ajunge treptat-treptat la tine, la adevărata ta natură. Dar nu e singura cale. În loc să-ți analizezi toate reacțiile pentru a vedea ce se află în spatele lor, în loc să-ți clasifici toate gândurile și să le transformi, le poți ignora cu totul. Când meditezi, stai într-o poziție anume și te concentrezi pe respirație, încercând să-ți ignori gândurile. E un exercițiu de atenție. Fie că lucrați terapeutic cu propriile umbre, fie că meditați, un lucru e clar: totul e un exercițiu de acceptare a momentului de față, de trăire în prezent, complet împăcați cu ce se întâmplă și fără interpretările dureroase și fanteziste ale propriului nostru creier. Din perspectiva asta, Adam și Eva trăiau în grădina Raiului, în afara oricărui concept. Nu simțeau nici măcar rușine față de propria goliciune. Au mușcat din pomul cunoașterii, au intrat în propriile fantezii date de această cunoaștere și scopul omului e să facă pașii invers, pentru a ieși din iluziile create și a reveni la realitatea momentului prezent. Pe lângă asta, mai e o întrebare. Dacă tu nu ești gândurile tale, cine ești? Cine crezi că ești? Nu mă refer la cine ești în sens filozofic, biologic, istoric sau orice altceva. Mă refer la ce crede omul occidental statistic că e, când spun eu, majoritatea oamenilor se gândește la un fel de centru de conștiință aflat într-un loc anume, un fel de ego împachetat în carne. Spunem, eu am un corp și ar suna complet aiurea să spunem, eu sunt un corp. În alte cuvinte, eu nu sunt corpul meu, nu? Referitor la corp, spunem, îmi bate inima și nu spunem, eu îmi bat inima. Deși dacă nu mi-o bat eu, atunci cine? Simțim că ne bate inima, dacă asta nu are nicio legătură cu noi. Așadar e limpede că noi considerăm că nu suntem identici cu tot corpul nostru. Credem că suntem undeva în interior, dar nu complet ansamblu. Filozoful și teologul Alan Watts vorbește despre asta în cartea Cum să-ți pierzi mințile și să devii înțelept. Majoritatea oamenilor crede că egoul, ceea ce considerăm eu, e undeva în interiorul capului. Simțim efectiv că ne aflăm undeva în spatele ochilor și între urechi, atârnând pe acolo și apăsând pe butoane. În cultura noastră occidentală ne imaginăm că suntem aici și că aici, în interior, e ca la aeroportul otopeni. Prin urechi primim indicațiile audio ca prin căști. Prin ochi vedem lumea ca prin monitoare de supraveghere și luăm decizii. Poate nu e exact imaginea asta, dar asta e senzația, nu? Credem că avem un omuleț în cap care controlează corpul, dar nu e identic cu corpul, pentru că el se ocupă de reacțiile voluntare ale corpului, dar nu și de cele involuntare. Astea ni se întâmplă pur și simplu. Aceasta e ideea comună a oamenilor despre cine sunt. Uite ce zice Ellen Watts. Copiii, influențați de mediul nostru cultural, pun deseori întrebări de genul Mami, cine aș fi fost dacă tatăl meu ar fi fost altcineva? Copilul crede că tatăl și mama i-au dat un corp în care el a apărut la un moment dat. În modul nostru de gândire, credem că suntem un suflet, o esență spirituală de un fel sau altul, captivă într-un trup și că ne uităm în afară, la o lume străină nouă. Așadar spunem că ne confruntăm cu realitatea, că facem față faptelor și spunem că venim pe lumea asta și toată senzația asta pe care suntem învățați să o avem, că suntem o insulă de conștiință prinsă într-un sac de carne, privind în afară o lume străină nouă, în sensul că ce e în afara noastră nu suntem noi. Asta ne creează o senzație de ostilitate și înstrăinare între noi și lumea exterioară, și deci vorbim despre cucerirea naturii, cucerirea spațiului. Și ne vedem într-un soi de luptă cu lumea de afară. Trăim cu senzația ciudată că suntem izolați. De fapt, e absolut absurd să spunem că am venit pe lumea asta. N-am făcut asta. Am ieșit din lumea asta. Tot ce știm despre organismele vii ne arată că noi creștem din și în lumea asta că fiecare dintre noi e un simptom al stării universului ca întreg. Dar asta nu face parte din credințele noastre populare. În Occident omul a fost influențat de două mari idei prin care am încercat să înțelegem lumea. Prima idee e ideea lumii ca un obiect, ca ceva construit, făcut, un mecanism sofisticat și creat cu o logică anume, ca interiorul unui ceas, ca o masă a unui templar din Biblie ne vine ideea că omul a fost inițial un obiect de lut, creat din pământ de Dumnezeu, care a suflat apoi viață în el. Întreaga gândire occidentală e profund influențată de ideea asta, că toate lucrurile, toate evenimentele, toți oamenii, toți munții, toate stelele, toate florile, totul e un obiect creat. Și deci e normal ca un copil să-și întrebe mama cum a fost el făcut. Asta ar fi o întrebare anormală pentru un copil chinez, pentru că ei nu se gândesc la natură ca la ceva creat, ci ca la ceva care crește. Și cele două procese sunt foarte diferite între ele. Când faci ceva, alcătuiești, unești piese, cioplești în lemn sau în piatră, lucrezi din afară înăuntru. Când privești cum crește ceva, e cu totul altfel. Nu are piese, crește dinăuntru și se complică treptat. Ca aluatul care crește și devine pâine, ca o sămânță care devine plantă. Deși ce spun acum e evident privind pur și simplu lumea de afară, sau observând cum crește un copil în pântecul mamei, noi știm asta, dar nu simțim cu adevărat acest lucru. În spatele gândirii noastre occidentale e ideea că lumea e un obiect creat, că e asamblată de un arhitect celest, care știe cum a alcătuit-o. Așa cum l-am înțeles pe Dumnezeu în mod popular, el e o ființă care știe tot și a alcătuit lumea asta. În timp, această idee a devenit prea mult pentru noi, pentru că era apăsătoare. Să simți că ești complet cunoscut și mereu observat de un judecător infinit de moral și bun. Dumnezeu te vede oricând și oriunde, inclusiv noaptea, inclusiv când tragi o beție sau o arzi aiurea la un festival. Greu. Mereu te vede. Nu ești niciodată singur. Te observă și ține socoteala. Și asta era prea mult. Așa că ideea asta a fost înlocuită de alta, cea a Universului Mecanic. A fost inventată cândva pe la coada secolului XVIII, a devenit la modă în secolul XIX și astăzi e credința populară a noastră. Puțini mai cred în Dumnezeu în sensul vechi. Majoritatea speră că există Dumnezeu, dar n-au credința că există. Ideea că Universul e condus de Dumnezeu nu mai e plauzibilă nu prea se potrivește cu vasta infinitate de galaxii, distanțele de ani lumină dintre ele și tot așa. Și deci, spune Alan Watts, e la modă, și e doar o modă, să credem că universul e prost, imbecil, că inteligența, valorile, dragostea și sentimentele elevate există doar în sacul de carne omenesc și că în afara acestuia totul e un haos, ceva tâmpit, și bazat pe interacțiunea dintre forțe oarbe. Mai mult, avem credința că în mijlocul prostiei ăsteia mecanice, numite univers, inteligența noastră e pură întâmplare. Așadar, iată-ne într-un univers care n-are nimic în comun cu noi, care nu e interesat de noi. Suntem doar o întâmplare oarecare, ceva neprevăzut. Și deci singura șansă omului e să dreseze, să domine, să supună acest univers irațional, să-l cucerească. Toată ideea asta e complet cretină. Dacă ți imaginezi că un Dumnezeu oarecum răzbunător a creat lumea și stă să-ți țină socoteala, e obositor și poți simți multă presiune pe tine. Așa că poți înlocui totul cu ideea că realitatea nu are niciun fel de inteligență. Ai scăpat de judecător, dar ai ales o lume rece și indiferentă. Aceste idei n-au niciun sens, mai ales ultima. Asta pentru că nu poți obține un organism inteligent dintr-un univers tâmpit. Bazându-se pe învățături orientale, Ellen Watts explică foarte simpatic toată treaba. Nu găsești un organism inteligent trăind într-un mediu lipsit de inteligență. Uite un copac în grădină, care în fiecare vară face mere și îi spunem măr, pentru că dă mere. Uite un sistem solar într-o galaxie. Și o particularitate a acestui sistem solar e că pe o anumită planetă, sistemul solar face oameni. Așa cum mărul face mere și părul pere. Creștem din lumea asta în exact același mod în care crește mărul pe copac. Dacă evoluția înseamnă ceva, asta înseamnă. Dar spunem povestea evoluției aiurea. Spunem că la început era doar piatră și gaze și apoi inteligența apare ca o chestie artificială peste tot. Deconectăm piatra de inteligență. Dar vedeți voi, unde sunt pietre? Păzea. Pe Pentru că mai devreme sau mai târziu, pietrele vor prinde viață. Și vor avea oameni care se vor târâ pe piatră. E doar o chestiune de timp. Așa cum nuca va produce mai devreme sau mai târziu tot copacul. Pentru că are potențialul ăsta în interiorul ei. Pietrele nu sunt moarte. Depinde de atitudinea pe care vrei să o ai față de lume. Dacă vrei să privești lumea de sus, spui că lumea e în mod fundamental doar geologie. E în esență tâmpită. E genul de atitudine pe care o ai când vrei să demonstrezi lumii că ești un tip dur, conectat la realitatea rece și capabil să o suporte. Dar e doar o atitudine, o modă. Pe de altă parte, dacă simți că iubești Universul, Poți spune despre pietre că sunt conștiente, dar sunt o formă primitivă de conștiință. Dacă lovești o piatră, scoate un sunet și asta e o formă foarte primitivă de conștiință. Când atingi o piatră, scoate un sunet în funcție de cum o atingi, cât de tare o lovești, forma pietrei și așa mai departe. Conștiința noastră e mult mai subtilă de atât, dar când interacționăm cu lumea, asta facem și noi, reacționăm ca o formă de conștiință. Suntem mult mai complicați, dar la fel de conștienți. Nu e deloc o idee exotică. Tot ce spun e că mineralele sunt o formă rudimentară de conștiință, pe când alții spun că conștiința e o formă complicată de minerale, apărută prin procesul evoluției. E în esență același lucru, doar atitudinea față de lume diferă. Pe măsură ce studiem viața și încercăm să o descriem corect, găsim că senzația noastră că suntem izolați într-un sac de carne e o halucinație, o fantezie. Așadar, am stabilit ce credem că suntem și de ce, dar întrebarea noastră rămâne la fel de valabilă. Ce suntem de fapt? Vacuitatea. Ca în teoria Big Bang-ului, totul începe cu un vacuum, un gol. În cărți, termenul cel mai des folosit e vacuitate, dar eu prefer să-i spun gol, pentru că mi se pare mai direct și cu mai mult impact. E o teorie foarte veche pe care o găsim în multe cărți. O puteți găsi explicată în mod sofisticat de filozoful Byung-Chul Han în cartea sa The Philosophy of Zen Buddhism. O puteți găsi explicată mai omenește în aproape toate cărțile scrise de Thich Nhat Han. Dar eu o să mă folosesc direct de o prelegere ținută de Thich Nhat Han și care există pe YouTube, pentru că mi s-a părut cea mai directă și mai simplă cale de a înțelege. El povestește cum un iluminat ilustru, pe nume Bodhisattva Avalokiteshvara, a meditat profund asupra naturii realității. Să meditezi asupra unui lucru nu înseamnă să te gândești mult și sofisticat, ci tocmai invers, să-ți înlături toate gândurile, toate prejudecățile, toate noțiunile și să vezi efectiv realitatea așa cum e. Să faci asta e incredibil de dificil, ca și cum ai putea să mă asculți, și să ignori partea creierului care face legătura între sunetele scoase de mine și sensul cuvintelor mele. Să asculți fără să dai sens cuvintelor. Să asculți efectiv sunetele așa cum sunt. Ei bine, omul ăsta a încercat să mediteze asupra naturii realității și a descoperit că e goală. Golul nu înseamnă inexistență. E foarte diferit. Meditând, înțeleptul a aflat că toate aspectele existenței, forma, corpul, sentimentele, percepțiile, formațiunile mentale și conștiința sunt goale. Să fii gol nu înseamnă că nu existi. Golul nu înseamnă nimic. Să zicem că privim acest pahar. Pare gol. Dar pentru ca paharul să fie gol, trebuie să fie aici. Pentru a fi plin sau gol, paharul trebuie să existe. Deci golul nu înseamnă inexistență. În ce fel e acest pahar gol? E gol de apă, dar e plin de aer. Golul e gol de ceva. Așadar, dacă privim această floare, pe care o descriem ca fiind goală, ce vedem? Vedem soarele în interior. Vedem un nor în interior. Și nu trebuie să fii poet ca să vezi un nor plutind în floare. Știi că fără nor nu există ploaie și nicio floare nu poate crește. Așadar e clar că această floare nu e goală. Are multe lucruri în interior. E plină de soare, plină de nori și poți vedea și pământul, mineralele din el. Și dacă continui, vezi că tot cosmosul s-a unit și a ajutat floarea să se manifeste ca o minune. Așadar, de ce a spus Bodhisattva Avalokiteshvara că floarea e goală? E plină de tot. Goală cum e? Gol înseamnă gol de ce anume și plin e plin de ce anume. Floarea asta e plină de tot cosmosul. Ce nu există în floare e o existență separată. O floare nu poate exista de una singură. O floare nu are existență separată, o natură individuală. La fel și restul lumii. Totul conține întreg cosmosul, dar e gol de o existență separată, de o natură individuală. Pentru că dacă scoatem elementele non-floare, adică soarele, apa, mineralele și tot așa, din floare nu mai rămâne nimic. O floare, conform învățăturii budiste, e o destinație convențională. E doar un nume. Să spui că un lucru e ceva anume înseamnă că poți arăta o trăsătură a acelui lucru și să spui că acea trăsătură e permanentă, e mereu la fel și deci definește acel lucru, nu? Să zicem că vorbim de un copil. Un copil nu are o natură individuală, o existență individuală. Fără mamă, tată, soare, apă, hrană, copilul nu poate exista. Un copil e o destinație convențională. Și de aceea un copil nu poate rămâne copil mereu. Trebuie să devină tânăr. Dacă un copil ar avea natură individuală, atunci copilul ar rămâne mereu copil. Și deci nimic nu are natură individuală, existență individuală. Nimic nu poate fi de unul singur. Non-individual, non-sine. Asta atingi când privești în profunzime lumea. Omul e o destinație convențională. Omul nu are o natură individuală. Omul e făcut doar din elemente non om. Privind în om, vedem strămoși. Avem strămoși oameni, desigur, dar avem și strămoși animale, și avem și strămoși vegetali, și avem și strămoși minerali. Asta ne-a demonstrat deja teoria evoluției. Omul e compus din elemente non om. Și dacă scoți toate elementele non-om din om, nu rămâne nimic. Omul nu poate exista de unul singur. Omul trebuie să coexiste cu animale, plante și minerale. Când te uiți la fiu, vezi tatăl, vezi mama, vezi strămoșii. Un fiu nu există de unul singur. Un om poate doar coexista cu totul. Și asta nu e greu de văzut. Ca biolog, poți privi corpul unui om și vezi că omul e continuarea părinților săi. Toate genele, celulele au fost transmise din generație în generație. Ești continuarea și manifestarea întregului cu totul. Sinele nu există. O existență separată, permanentă, care nu se schimbă și pe care o numim Suflet, nu există în interior. Nu există nimic permanent. Când meditezi asupra realității, vezi totul în schimbare. În flow, nimic nu rămâne la fel. Și deci un suflet care rămâne mereu la fel, nu există. Ești gol de sine, gol de o existență separată. Neuroștiința ne ajută de asemenea. Când ne uităm în creier, vedem neuroni care schimbă informații între ei mereu. Dar nu există un neuron care să joace rolul de dirijor, de președinte, de comandant. Suntem o comunitate de celule care funcționează ca o orchestră simfonică, dar fără dirijor. În corpul nostru există milioane de celule, dar niciuna nu are rolul șefului. Așadar, în mod contraintuitiv, luăm o decizie, dar nu există cineva care să ia decizia în afara deciziei. Există un sentiment, dar nu există cineva care simte. Există o percepție, dar nimeni care să perceapă și să existe în afara percepției. Să zicem că vorbim despre vânt și spunem că suflă vântul. Pare că există vântul și treaba de a sufla, dar e haios să spunem că suflă vântul, pentru că dacă nu suflă, nu e vânt. Spunem că ploaia cade, dar nu există ploaie care să nu cadă. Ploaia e acțiunea în sine și nimic altceva. La fel e și cu sentimentele, percepțiile și deciziile noastre. Există o decizie. Dar nu există un sine care să ia o decizie. Există tristețe, dar nimeni care să o simtă și care să stea în afară pentru că nu există sine. Totul e o destinație convențională. Totul depinde de tot restul pentru a se exprima. Nu poți exista. Poți doar coexista. Totul e conectat de tot restul, e în permanentă schimbare și influențează tot restul. Și asta este semnificația golului budist. Așadar, nu putem descrie comportamentul nostru sau orice aspect al omenirii fără să descriem tot mediul, tot contextul. Nu mă poți vedea pe de întregu dacă nu-mi vezi și mediul înconjurător. Dacă te apropii cât să mă vezi doar pe mine, vei vedea doar tricoul sau un detaliu mic. Ca să mă vezi, trebuie să vezi și ce e în jurul meu și asta e foarte important. Alan Watts spune că misterul pentru a înțelege toate secretele metafizice e acesta. Pentru fiecare exterior e un interior și pentru fiecare interior e un exterior. Ele arată aparent diferit, dar în esență sunt același lucru. Când un om de știință descrie comportamentul unei vietăți, pentru a o face complet, trebuie să descrie și comportamentul mediului în care se află această vietate. Deși suntem diferiți, funcționăm doar împreună. Suntem diferiți, dar nu separați. Ăsta e secretul. Ce e esoteric, ce e profund, ce are înțeles, vom numi implicit. Ce e evident și pe față, vom numi explicit. Și eu și mediul meu, tu și mediul tău, suntem în mod explicit cât se poate de diferiți, dar implicit suntem același lucru. Și asta constată omul de știință când încearcă să descrie exact ceea ce faci și află că comportamentul tău nu poate fi separat de comportamentul lumii întregi. Tu ești ceva ce toată lumea face. Așa cum marea are valuri, marea face valuri. Fiecare dintre noi e un val al cosmosului, al întregii creații. Și fiecare dintre noi e un val care își anunță prezența, dar o face diferit de fiecare dată. Pentru că varietatea e condimentul vieții. Ciudat e că noi n-am fost crescuți să simțim asta. Deși când pui totul pe hârtie, pare evident că suntem ieșiți din lumea asta, că suntem produsul ei, un amestec al întregului, că ne-am născut aici și suntem deja acasă, că asta e existența noastră, coexistență și nimic în plus. În loc să le imaginăm că noi suntem ceva ce face tot universul, avem senzația că am venit pe lume ca străini, fără să știm de unde am venit, pentru că nu ne putem aminti și ne imaginăm că atunci când murim, aia e. Unii se consolează că ajung într-un rai sau că se reîncarnează, dar cei mai mulți se gândesc că atunci când mor, vor adormi și nu se vor mai trezi niciodată. Vor rămâne blocați pentru totdeauna în întuneric. Dar toate astea depind de o noțiune falsă despre cine suntem. Poți simți și tu chestia asta. De exemplu, îți poți controla modul în care respiri. Prin atenție conștientă, poți decide să respiri adânc sau să-ți ții respirația. Dar în momentul în care te concentrezi pe altceva, corpul nu uită să respire. O face în continuare, fără să te ocupi conștient de asta. Aproape zilnic, eu mă așez în poziția de meditație și îmi concentrez atenția pe respirație. E un exercițiu de concentrare. Întotdeauna creierul fuge în propriile gânduri și mai devreme sau mai târziu uit că respir și mă pierd în propria minte. Observ aceste gânduri, le etichetez ca informație și mă întorc la respirație. E de ajuns să faceți și voi câteva minute exercițiul ăsta de concentrare și o să observați ceva ciudat. Că nu poți ști ce gând îți apare. Nu îl anticipezi. Stai în tăcere și te gândești la trecut, la ce ai fi putut spune, la ce urmează, la liste de cumpărături. Dar gândurile astea, Apar pur și simplu. Mai mult, când le observi, cine le observă? Tu. O realizare profundă e momentul în care înțelegi că tu nu ești gândurile tale, că nu există un gânditor. Sunt gânduri fără gânditor, așa cum explică și psihologul Mark Epstein în cartea sa cu același nume. Avem senzația că tot ce suntem noi e această formă de atenție concentrată pe gânduri, că suntem egoul și atât. Și deci ignorăm complet cea mai mare parte a ființei noastre. Oamenii care devin conștienți de cealaltă conștiință au ceea ce se numește o experiență mistică sau o conștiință cosmică sau ceea ce budiștii numesc iluminare și hindușii eliberare. Pentru că ei descoperă că adevăratul sine, ceea ce ești tu cu adevărat, fundamental, și întotdeauna e toată ființa, tot ce există, creația pe de întregu. Doar că acest sine universal care ești are capacitatea să se concentreze în fiecare moment. Așa că atunci când spui eu, cuvântul e o formă de poziționare, ca asta sau aici, așa cum o stea are multe raze, așa și cosmosul se exprimă în mine și în tine și în ceilalți și în toate variațiile. Universul se joacă jocuri. Jocul Horia, jocul Bogdan, jocul stelelor, jocul pietrelor, jocul câinilor, jocul insectelor și tot așa. Universul dansează cu o varietate infinită. Dansezi. Pur și simplu te lași în voia muzicii. Și fiecare dans făcut de Univers spune același lucru. Că tu ești ce face întreg Universul. Că suntem Universul care se uită la Sine. Dar noi uităm asta. Nu știm că așa e. Suntem crescuți într-un mod în care nu suntem conștienți de aceste legături. Nu suntem conștienți că fiecare dintre noi e tot întregul, toată existența, care se joacă așa o vreme. Nu mi-am înțeles niciodată viața așa, deși, de când am citit despre asta, a ajuns să mi se pară evident. Și deci am învățat să ne temem de moarte, de parcă ăsta e finalul spectacolului. Și deci ne temem de tot ce ne poate aduce moartea. Durere, boală, suferință. Și dacă nu știi, dacă nu ești conștient că tu ești de fapt tot întregul și nimic altceva, n-ai prea multe bucurii în viață. Ești doar anxietate amestecată cu vină. Oameni care trăiesc cu senzația că nu aparțin, pentru că părinții le-au spus că nu aparțin, că sunt aici ca o probă, că trebuie să facă ceva pentru a deveni oameni. În mod trist, avem senzația că nu avem un cămin. Că suntem orfani pe lumea asta. Și avem senzația atât de caracteristică a oamenilor occidentali, că suntem străini pe pământul ăsta, o formă temporară de conștiință între două bezne imposibil de pătruns. Nu e deloc așa. A trecut un an de când am dat peste explicația golului budist, și de atunci încoace mă tot gândesc la ea. Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât e mai multă liniște în mine. Faptul banal și evident că sunt din lumea asta. Că sunt acasă, că am crescut aici cu tot ce e aici, că viața mea conține tot ce e în exterior și nimic altceva, e un gând liniștitor pentru mine. În felul ăsta am înțeles și alte lucruri. Dacă eu reprezint o parte a întregului în permanentă transformare, atunci să lupt cu lumea înseamnă să lupt cu mine. Sfârșitul luptei duce la acceptare. Nu sunt încă acolo, dar cred că sunt pe drumul cel bun. În continuare, mă simt ca și cum sunt diferit de lume. Mă simt ca un străin care a venit pe lumea asta și simt că lumea e o ostilă mie. Dar simt asta din ce în ce mai puțin. În continuare, de cele mai multe ori, merg pe stradă cufundat în propriile gânduri și neatent la lumea din jur. Dar, de un an încoace, am momente în care mă opresc și mă uit la o floare. Și simt că mă uit la un fel de miracol. Am și început să aduc flori în casă și să am grijă de ele pentru a mă putea bucura în felul ăsta. Să spun că ceva e horia, ar însemna să arăt către un aspect al meu, fizic, psihic sau de orice fel, și să spun că acesta e un aspect permanent, că rămâne mereu la fel, și că, deci, mă definește. Dar eu am trecut prin toate etapele, de la naștere până acum, și nimic, nici corpul meu, nici ideile în care cred, nici sentimentele mele, nimic nu a rămas la fel. În continuare, mi-e greu să simt asta, dar în puținele momente în care reușesc, locul ocupat de creier cu propriile fantezii lasă spațiu pentru enorm de multă liniște și bucurie. Dacă e prima oară când ați găsit explicate aceste idei, sper ca ele să vă aducă și vouă la fel de multă liniște cum îmi aduc și mie. Dacă doriți să aflați și mai multe, citiți cărțile menționate în clip și pornind de acolo, veți vedea cum să vă urmați propriile curiozități. Vă mulțumesc cum ați ascultat. Le mulțumesc și tuturor celor care ne susțin pe Patreon sau devenind membri ai canalului și le mulțumesc și celor de la Voxa, cu ajutorul cărora am reușit să public acest material. Nu uitați, oferta lor este în descriere. Noi ne vedem data viitoare. Pa pa.